Începem materialul de azi cu întrebarea: ce facem noi ca cetățeni cinstiți când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el? Vă amintiți probabil de filmul BD Intră în acțiune, unde Dem Rădulescu are o replică rămasă pentru posteritate. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția la telefon 22-22-22. O echipă internațională de specialiști în științe comportamentale a făcut un experiment în cadrul unei campanii internaționale de cercetare în ceea ce privește onestitatea civică, la care au folosit 17.000 de portofele pentru a testa cinstea oamenilor din 40 de țări, inclusiv din România. Experimentul a costat $600.000 și a fost unul inedit prin amploarea sa. Portofele identice au fost lăsate în bănci, teatre, muzee, hoteluri, secții de poliție, tribunale, oficii poștale sau alte instituții publice. Fiecare participant a informat un angajat al instituției respective că a găsit obiectul pe jos și, înainte de a pleca, l-a rugat pe acesta să se ocupe de portofel. Portofelele erau transparente și conțineau o listă de cumpărături, 3 cărți de vizită cu numele și adresa de e-mail, carduri de credit și, desigur, bani. Rezultatul cercetării, publicat în jurnalul Scientific Science, relevă diferența între state. Elveția și țările scandinave reieșind că sunt cele mai oneste, iar China, Maroc, Peru și Kazahstan încheiind clasamentul. Ipoteza inițială a cercetătorilor era că dacă în portofel erau puși bani, era mai puțin probabil ca oamenii să returneze portofelul. Numai că, spre surpriza lor, au descoperit că tocmai opusul era adevărat. Un fenomen a fost observat în aproape toate statele. Cu cât suma din portofel era mai mare, cu atât oamenii erau mai motivați să contacteze proprietarul obiectului. Iar asta s-a întâmplat indiferent de țara și de nivelul de trai al locuitorilor. Media la nivel internațional pentru predarea unui portofel pierdut a fost de 40% când acesta era gol și de 51% când în el se aflau bani. Astfel, 72% dintre portofelele care conțineau $100 au fost raportate ca pierdute de persoanele cărora le-au fost lăsate în grijă, în comparație cu 61% dintre portofelele cu $13. Doar 46% dintre portofelele fără bani în ele au fost raportate ca pierdute. Cea mai mare rată de raportare a portofelelor pierdute a apărut în cazul celor care conțineau $100. Necinstea se pare că nu este stimulată de valoarea câștigului potențial din furt, acest lucru contrazicând părerea generală, conform căreia omul ar fi motivat în astfel de acțiuni de interesul material. Inițiatorul acestui experiment spunea că atunci când sunt bani în portofel, oamenii au subit impresia că fură, senzație care este cu atât mai pregnantă cu cât suma este mai mare. Bogăția sau sărăcia nu sunt suficiente pentru a explica diferențele dintre țări. Valorile culturale locale și sistemul politic par să influențeze decizia. Spre exemplu, cu cât într-o țară legăturile familiale erau mai importante, cu atât mai puține portofele au fost returnate, Italia reieșind din acest punct de vedere mai puțin onestă decât Franța. Situația ar putea fi explicată prin faptul că în aceste cazuri oamenii sunt mai obișnuiți să își facă griji pentru grupul restrâns de apropiați decât pentru necunoscuți. Experimentul neobișnuit, care implica multă coordonare logistică, a întâmpinat și câteva opreliști. De exemplu, numărul de portofele goale și sumele de bani pe care cercetătorii le duceau peste graniță le-au creat probleme pe aeroporturi. În Kenya, câțiva cercetători au fost reținuți pentru comportament suspect. Valorile morale care au îmbogățit cu adevărat viața omului sunt utile și importante pentru societate.
De când există omul pe pământ, acesta s-a călăuzit după diferite legi întocmite pentru ca binele să-l călăuzească în viață. Cinstea și alături de ea onoarea și corectitudinea au fost și rămân calități morale apreciate și considerate mai presus decât celelalte virtuți ale omului. Ele îi obligă pe oameni să-și îndeplinească datoria socială, să respecte adevărul și dreptatea și să se comporte sincer și corect în societate. Sunt valori morale fundamentale pentru oricare societate civilizată. Când ele își pierd din calitate, este vădit că societatea se degradează.